Se kuklije put ma kaftu tiljer dëmën Me kuki pa i kirda nga sfaler dëmën Sardino Asukarav Bună ziua și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Romi pentru România. Astăzi abordăm subiecte din domeniul învățământului și aflăm care este impactul noilor modificări din educație asupra elevilor de etnie romă și nu numai din țara noastră. În acest sens, l-am alături de mine în studioul emisiunii noastre pe Cătălin Manea, deputatul minorității rome în Parlamentul României. Bun venit, domnule Manea, la noi în studio. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație și bine v-am găsit. Iată că a venit și momentul mult așteptat, nu? Pentru copii, pentru părinți, începerea noului an școlar. Domnule Manea, pe 9 septembrie, așa cum știm, elevii au început școala, dar acest nou an școlar a venit și cu niște reguli și obligații pentru elevi, pentru părinți, dar și pentru profesori deopotrivă. Astăzi aș vrea de la dumneavoastră să-mi spuneți mai multe lucruri despre aceste modificări făcute în acest an. Debutul noului an școlar este un moment emoționant atât pentru copii cât și pentru noi în calitate de părinți. Anul acesta avem o serie de modificări care decurg din noua lege a învățământului preuniversitar și cel puțin părinții copiilor care au intrat în clasa 5-a în învățământul gimnazial și părinții acelor copii care au intrat în clasa a 9-a în învățământul liceal trebuie să cunoască faptul că vor fi nevoiți, potrivit dispozițiilor legale în vigoare, să semneze, sau mai bine spus, să încheie un contract educațional cu unitatea de învățământ. Obligatoriu. Este obligatoriu. Ce prevede? Ce elemente de noutate sunt în acest contract educațional? Practic, sunt o serie de responsabilități pe care, în mod distinct, părintele copilului și le asumă în raport cu școala și în raport cu traseul respectivului copil și aici aș enunța doar câteva dintre ele. Obligativitatea de a participa la ședințele cu părinții, mai voie să absentezi, să nu vii. Părintele își asumă responsabilitatea și aici mi se pare de bun simț, mai mult decât de bun simț, ca copilul să ajungă la școală într-o ținută decentă, adecvată mediului școlar, practic să fie de acord cu furnizarea datelor cu caracter personal, să colaboreze cu școala, să se intereseze periodic de situația și de progresul școlar al copilului. Toate lucrurile acestea sunt consemnate într-un contract educațional care va fi semnat de către conducerea unității școlare, respectiv de către părintele fiecărui elev. În afară de acest contract, mai sunt și alte lucruri care, eu știu, poate pe părinți îi sperie și aici îmi vine în minte acea cameră de detenție. Nu este singurul element nou, dar cel puțin denumirea cred că ne duce cu gândul către altceva, deși ministrul învățământului spunea că această cameră de detenție nu se referă la ceva înspăimântător, ci dimpotrivă poate fi o bibliotecă în care elevul care a deranjat, eu știu, orele, este ținut în bibliotecă pus să citească. Dar cum comentați acest aspect? Din punctul meu de vedere este o expresie total nefericită cameră de detenție. Nu putem să venim cu astfel de aberații să speriem copiii, pentru că altfel o să-i obișnuim cu acest concept detenție, ori școala nu este nici penitenciar, nici cameră de detenție. Orice explicație
că de fapt camera de detenție nu este o cameră de detenție, că poate fi cancelaria sau poate fi o sală liberă sau poate fi biblioteca școlii unde copilul eventual stă și pe o canapea și nu este, din punctul meu de vedere, o măsură care să îndrepte, să spunem, un comportament neadecvat al unui copil. Fac parte din Comisia de Învățământ încă de la intrarea în acest mandat și eu nu sunt de acord, nici eu, nici organizația, nici colegii mei din Partida Romilor, cu asemenea aberații. Nu. Există sancțiuni disciplinare, există alte modalități de a corecta, să spunem, un comportament mai mult sau mai puțin deviant al unui copil într-un anumit moment și nici de cum nu este o soluție să apelăm la camera de detenție sau la izolarea copiilor. Oricum, noutatea vine nu și din acele note la purtare puse la finalul fiecărui modul. Înțeleg că acum vor fi niște module, iar la finalul fiecărui modul elevii au o notă la purtare, ceea ce probabil e mult mai strict decât a fost înainte, o notă la finalul semestrului. Nu este clar nici această direcție cu nota la purtare, pentru că nota la purtare, atunci când se acordă, profesorul, dirigintele, trebuie să aibă în vedere o serie de aspecte precum prezența, frecventarea. Au fost cazuri de-a lungul timpului de copii care au absentat din motive obiective și cărora li s-a scăzut până la urmă nota la purtare. Mă rog, nu cred că o să-i afecteze foarte mult pe copii nota la purtare, i-ar fi afectat foarte puternic în momentul în care nota la purtare, să spunem, ar fi fost un criteriu care să departajeze admiterea lor într-o anumită unitate de învățământ, să spunem, după terminarea clasei a 8-a sau, după caz, să îl influențeze într-un fel sau altul. Evident că toți ne dorim ca copiii să aibă un comportament decent în mediul școlar și nota la purtare să reflecte cumva atitudinea și comportamentul respectivului elev la școală și nici de cum să nu fie o notă atribuită subiectiv de anumite cadre didactice, de un diriginte care poate nu-i place, eu știu, fața unui copil sau poate a intrat într-un mic conflict cu părinții acelui copil și atunci intervin chestiuni subiective pe care, repet, nu mi-aș dori să se reflecte într-o formă sau alta în acordarea notei la purtare respectivului elev. Reprezentați minoritatea romă în Parlamentul României și știu că de cursul multor ani la organizația Partida Romilor Pro Europa, acolo unde dumneavoastră sunteți chiar, eu știu, din anii, cred că peste 20 și ceva de ani, nu? Da. V-ați ocupat în special de aceste campanii educaționale și Partida Romilor de peste 20 de ani acordă sprijin elevilor de etnie romă. Anul acesta ați acordat consiliere elevilor, din nou au fost eliberate recomandări pentru apartenența etnică. Spuneți-mi, a crescut numărul de elevi romi care merg spre licee, către facultăți? Cum vedeți dumneavoastră diferența față de anii trecuți? Da, cum ne situăm acum? Comparativ în cu anii precedenți, anul acesta, organizația noastră, Partida Romilor, cu sprijinul colegilor din teritoriu, cu sprijinul colegilor din cadrul organizației de tineret, că trebuie subliniat că această campanie a fost coordonată și implementată de colegii de la organizația de tineret. Numărul elevilor de etnie romă care au beneficiat în primul rând de consiliere, de orientare școlară, de sprijinul Partidei Romilor și în final de acele locuri distincte alocate elevilor romi în licee, în școli profesionale și în sistemul de învățământ universitar, numărul acestor copii este mult mai mare în comparație cu anii trecuți. Și este un lucru bun. Asta înseamnă că impactul activităților noastre pe linie de educație, educația fiind un obiectiv central al Partidei Romilor, acest impact crește de la un an la altul. Evident că nu este suficient. De pildă, dacă m-aș referi la București, anul acesta numărul de locuri acordate elevilor de etnie romă în învățământul liceal a fost insuficient
în raport cu cererea? Cu cererea, adică cu numărul celor care au solicitat să intre pe aceste locuri. Asta înseamnă că și asumarea copiilor, asumarea tinerilor, asumarea apartenenței la etnia romă a crescut. Deci un lucru îmbucurător. Pe de altă parte, spun că este momentul în care ar trebui să renunțăm, dacă ne referim strict la copiii de etnie romă care termină clasa 8-a și care evident că doresc să meargă mai departe la liceu sau la profesională, trebuie să renunțăm la repartizarea computerizată în sesiune distinctă. Mult mai transparent și mult mai obiectiv. De altfel, cum am făcut-o în anii de început a campaniei noastre, derulăm această campanie educațională. Când nu era sistemul computerizat. Da, derulăm, Partida Romilor derulează această campanie de peste 20 de ani. Noi trebuie să revenim la acea ședință publică de repartizare a copiilor de etnie romă, evident, într-o sesiune distinctă, dar ședință publică. Ce avantaje sunt în ședința publică față de, așa cum spuneți, de repartizarea computerizată? Noi nu știm exact ce face un calculator, pentru că este un calculator. Înțelegem că, până la urmă, criteriul de departajare al copiilor este evident media obținută la evaluarea națională și ordinea descrescătoare a mediilor și mai există încă un algoritm legat de opțiunile pe care copiii le completează în fișa de înscriere. Nu mi se pare tocmai în regulă ceea ce am văzut în ultimii 3 ani și cu pandemia și înainte de pandemie. De fapt, din pandemie a început această practică de repartizare a copiilor romi într-o sesiune computerizată distinctă. Nu, trebuie să ne reîntoarcem la acea ședință publică de repartizare, unde copilul vine însoțit de părinte, unde îi se afișează locurile rămase libere, unde copiii sunt strigați în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la evaluarea națională și unde pot opta în fața comisiei pentru o rută educațională, pentru un profil la un alt liceu, e mult mai transparent. Chiar dacă această repartizare în ședință publică presupune, haideți să spunem, un proces de organizare de 2 zile. E mai facil cu repartizarea computerizată, că apeși pe un buton și gata. S-a rezolvat. Da. Hai să nu fim atât de comozi. E mult mai transparent și mult mai bine, mă gândesc aici, mai ales la părinți, pentru că părinții în general au noțiuni abstracte sau aproape n-au niciun fel de noțiune despre un liceu sau altul. Acolo, dacă în școală... La fața locului află mult mai multe... Dacă, de pildă, în școală nu au fost consiliați, nu au fost informați suficient să aleagă, să opteze în cunoștință de cauză pentru un liceu anume și în raport cu parcursul educațional al copilului său, în cadrul acestei ședințe publice de repartizare, au șansa, au oportunitatea de a mai primi un sfat, de a fi consiliați, de a face în cele din urmă o opțiune cât mai bună pentru copiilor. Și de anul acesta, atât eu cât și președintele organizației noastre, domnul Nicolae Păun, o să solicităm Ministerului Educației să modifice în acel ordin de organizare a admiterii să revină la ședința publică de repartizare a copiilor rom și să renunțăm la această sesiune distinctă de repartizare computerizată a elevilor rom. Domnule Manea, trebuie să ajungem cumva și la problemele cu care minoritatea romă se confruntă, da, la capitolul educației și problemele nu sunt chiar atât de puține. Din păcate, știu că în comunitățile de romi mulți copii nu sunt înscriși în sistemul de învățământ. Care sunt cauzele? Ce soluții vedeți dumneavoastră la aceste probleme? Da, din păcate și în prezent sunt foarte mulți copii din rândul comunității noastre care au vârsta legală de a fi înscriși la grădință sau la școală și care nu sunt încă cuprinși în sistemul de învățământ. Despre cauze vorbim, le
enunțăm și în spațiu public, și în comunități, și în dezbateri, și în întâlnirile cu decidenții politici. Despre soluții politici, mai puțin, nu? Discutăm și le tot expunem de 20 de ani. Eu cred că trebuie să facem câțiva pași mult mai vizibil de acum înainte și pașii ăștia ar trebui în primul rând să fie asumați de către Guvernul României, de către administrația publică locală. Și aici vin cel puțin acum în minte, mi-apar două exemple, două comunități mari, Slobozia Bradului din județul Vrancea și orașul Budești din județul Călăraș. Chiar zilele trecute am asistat la o discuție pe care o purta domnul primar de la Budești cu secretarul de stat din cadrul Ministerului Educației. Problemele sunt și de țin și de infrastructura unităților de învățământ. De pildă, în cele două localități pe care le-am exemplificat, copiii au venit la școală în 9 septembrie, au fost înscriși, au venit cu ghiozdanul, au venit și ei cu buchetul de flori, cel puțin cei mici de la pregătitoare, de la clasa 1, da, vin la școală. Și să vedeți, au venit la școală în data de 9 și din data de 10 au rămas acasă. De ce? Au rămas acasă pentru că școala este neîncăpătoare. Sălile de curs sunt mult prea puține. Suntem în prima săptămână de școală. Păi, da, sunt mult prea puține sau sunt puține în raport cu numărul beneficiarilor, cu numărul elevilor. Nu se poate, și mai bine spus, nu că nu se poate, dom'le, este de neconceput să rămâi pe ultima sută de metri cu câteva zile înainte de începerea anului școlar și să nu realizezi ca primar, ca ministru al educației, ca inspector școlar general în județul respectiv, că școala nu are suficiente săli de curs pentru a putea primi toți copiii din acea comună. Și încercăm să găsim tot felul de soluții acum de avarie, niște containere modulare, dar repet, nu sunt doar cazuri izolate sau nu doar aceste două comunități sunt relevante. Acum mi-a venit în minte cele două. Și acum se caută aceste soluții, și acum așa se caută cu container să meargă copiii la școală? Sau? Da, containere modulare care pot fi amenajate și li se pot da destinația de sală de curs. Dar vă dați seama, lucrurile astea ar fi putut fi făcute pe timpul verii, de când s-a terminat anul școlar, din iunie. Sunt foarte mulți copii și nu numai de etnie romă, care nu au efectiv unde să meargă la școală. Asta ar fi una dintre probleme. O altă problemă majoră este că mulți dintre copiii din comunitățile de rom, nu sunt puțini, mulți dintre părinții acestor copii nu pot acoperi cheltuielile asociate procesului de învățământ. Adică copilul știm ce înseamnă la școală, nu-l trimiți în maieu și în pantaloni scurți, da? Trebuie hăinuțe. Nu, îi trebuie hăinuțe, îi trebuie rechizite. Noi am încercat, organizația Partida Romilor a încercat în fiecare an să vină în sprijinul multor copii, dar evident că nu putem, noi nu avem resursele și nu avem nici cadru legal și mai ales nu avem resursele pentru a suplini ceea ce trebuie să facă în mod normal, ceea ce trebuie să facă potrivit legii primarii localităților, Guvernul României, Ministerul Educației. Am venit și noi, am avut acțiuni să sprijinim copiii cu rechizite în mai multe localități, chiar și în București, în sectorul 5, copiii din familii nevoiașe s-au bucurat. Dar evident, nu e suficient, că n-am rezolvat problema pe fond. Acel copil, să spunem, că are și rechizite, are și hăinuțe, lui trebuie să îi se asigure în fiecare zi un pachet. Totuși stă câteva ore. Și o continuitate să poată merge la școală. Acum, că ajungem la ceea ce s-a votat zilele acestea în Camera Deputaților și eu am votat pentru extinderea programului Masa Caldă în școli, programului pilot. Am ajuns de la inițial 300 și ceva de unități de învățământ la 450, iată că am ajuns acum la 1300 de unități de învățământ. Nu pot să spun că este rău, este bine, dar trebuie să terminăm odată. Ce sumă este alocată pentru fiecare elev? 15 lei este suma alocată pentru masa
copiilor, care, elevilor care sunt cuprinși în acest program pilot. Și trebuie să scăpăm de denumirea asta program pilot. Tot pilotăm, nu mai avem ce să pilotăm. Pilot înseamnă că e cu titlul de experiment, să vedem impactul. Este mai mult decât evident pentru toată lumea, pentru toți părinții din această țară, că masa caldă sau o masă caldă pentru copiii care merg la școală, pentru acești elevi, nediscriminatoriu, acordată tuturor copiilor, reprezintă, haideți să spunem, mai mult decât o gură de oxigen, reprezintă o siguranță în prevenirea abandonului școlar. Și totuși, 1300 de unități de învățământ nu acoperă, nu pot acoperi numărul copiilor care se duc la școală frământ. Există resursele necesare pentru a face acest lucru în condiții optime, eu știu, și de igienă sanitară și de până la urmă de logistică, să poți să duci mâncare caldă la atâtea. Mai întâi ar trebui să vorbim despre resursele financiare și ulterior despre cele logistice. Sunt stabilite 15 lei de copil. Nu știu, păi ce poți să faci. 15 lei pentru fiecare copil, masă caldă. Dacă școala are dotări sau există acolo, haideți să spun, dotările minimale prevăzute de lege, o cantină, un spațiu unde să prepar mâncarea. Că nu există sau după caz, tot în cuantum de 15 lei, copiii primesc un pachetel rece, un sandwich, ceva. Dar prima problemă pe care trebuie să o ridicăm este alocarea resurselor financiare. Și tocmai asta încercam să vă spun. Noi trebuie să trecem de la 1300 de unități de învățământ, locații în care copiii vor beneficia cine de masă caldă. Cine alocă acești bani? Păi, primăriile se ocupă de... Banii, în primul rând, trebuie alocați prin legea bugetului de stat de către Ministerul Educației. Evident că administrațiile publice locale, consiliile locale, primăriile, care au în sarcină și administrarea unităților de învățământ, trebuie să fie la fel de cointeresate sau trebuie să fie mult mai bine ancorate în realitate, de așa manieră încât să prevadă în bugetul local, în bugetul localității, să prevadă sume pe care să le aloce către masa caldă ce dorim să le oferim acestor copii. Adică, nu știu, pentru ce avem bani? Avem bani pentru statui, avem bani pentru defrișări, avem asta, bani... Asta întrebam, dacă primăriile sunt pregătite să facă acest pas, pentru că de cele mai multe ori auzim că la primărie nu mai sunt bani nici de asfaltat, nici de făcut drumuri, nici de infrastructură, dar păi acum mergem, păi nu știu, eu vă întreb, cu altă soluție. Vă întreb retoric, este o prioritate pentru România, este o prioritate pentru fiecare localitate din această țară, pentru fiecare oraș, să-i menținem pe acești copii în școală? Vă întreb, este sau nu o prioritate? Noi spune că e o prioritate. Este un drept constituțional al copiilor, indiferent de etnia din care provin, să participe și să fie înscriși în sistemul de învățământ? Este. Învățământul general obligatoriu este gratuit? Este statuat în Constituție? Da. Învățământul obligatoriu nu mai este nici de 8 clase, nici de 10 clase. Învățământul obligatoriu potrivit noii legi este de 12 clase. Ok, dacă ești primar al unei comune sau al unui oraș, mai mic sau mai mare, dom'le, împreună cu Consiliul Local, care e un fel de mini-parlament al la localității nivel, respectiv, da, la nivel mai... dacă educația copiilor reprezintă o prioritate, prioritatea asta nu trebuie să o reflectăm și în prioritatea bugetară, atunci când se întocmește proiectul de buget, nu trebuie să alocăm resurse pentru ca acei copii de pe raza comunei, câți or fi, 200, 300, 500, să beneficieze de masă caldă, acei copii care provin din familii care nu realizează venituri sau realizează venituri mici, să poată fi sprijiniți de către primărie cu rechizite, cu diferite alte materiale didactice. Cum să nu fie o prioritate? Numai că dacă în continuare unii dintre primari, care din păcate nu au multă școală, hai să spunem că nici școala n-ar fi suficientă. Sau nu se gospodăresc așa cum nu au empatie. Trebuie. Unii au ajuns din păcate în această funcție importantă și nu au empatie față de oameni.
se gândesc probabil că vor fi nemuritori și vor fi primari și timpul se va opri, timpul va sta efectiv și el va rămâne primar toată viața. Nu, copiii de astăzi, am spus-o de nenumărate ori, dom'le, copiii care astăzi au 7, 8, 9 ani, nu sunt la școală, nu ne îngrijim de ei, nu facem tot ceea ce depinde de noi ca să le asigurăm un viitor, în doar câțiva ani de zile, în 10 ani, vor deveni adulții comunei sau orașului. Da? Adulți care vor arăta cum și vor face ce. Adulți fără școală, fără meserie, fără calificare, cu mâna întinsă la ajutorul social. Deci, apelul meu către primarii din România, indiferent de culoarea politică, că aici nu contează culoare politică, apartenență ideologică, că unii chiar nu știu de lucrurile astea, este să aloce resurse, iată, simbolic, 15 lei pe zi. Dom'le, să aloce resurse, să suplimenteze, pe lângă ce dă Ministerul Educației, din bugetul local, să suplimenteze de așa manieră încât să de această masă caldă să beneficieze nu un număr cât mai mare, ci toți copiii care sunt înscriși în respectiva unitate de învățământ. Înțeleg îngrijorarea dumneavoastră, însă poate sunt destul de puțini cei care știu că sunt în momentul de față în comunitățile de romi și nu numai, și în zonele defavorizate, copiii care de-a dreptul pleacă flămânzi la școală. Adică acest aspect cred că vă face tocmai să luptați pentru acest lucru. Păi suntem, din păcate, suntem țara din Europa cu cel mai mare număr de copii, fără să etnicizăm, care se duc seara la culcare flămânzi și care, evident, dimineața, dacă ar trebui să meargă la școală, nu știu de unde ar lua mâncare sau de unde ar avea mâncare. Dacă seara te-ai dus la culcare flămând, dimineața nu poate să apară printr-o minune vreun sandwich în frigider sau ceva, să spună părintele. Și atunci, evident, că la școală te duci tot flămând. Adică este nu alarmant, este inadmisibil. O prioritate pentru Guvernul României, pentru întreaga clasă politică, este să le asigure acestor copii, nu neapărat din etnia romă, sau nu doar celor din etnia romă, că aici nu etnicizăm, în copilărie, de absolut toți. Din mediile defavorizate, da. Din mediile defavorizate cu prioritate, dar în general, pentru a nu fi o măsură considerată discriminatorie, dom'le, pentru toți copiii, haideți să le asigurăm acea masă caldă. Că unii n-au nevoie, că trăiesc, nu știu, locuiesc în zona primăverii. Foarte bine să fie sănătoși, să le dea Dumnezeu sănătate. Alții locuiesc pe 1 mai sau pe Moșilor, nu știu unde. Ok, dar nu toți copiii locuiesc în primăverina Viației sau în Cotroceni. Cartiere de lux bucureștene. Da, cei mai mulți copii din România trăiesc în comunități rurale, părinților nu realizează venituri, știm că locuri de muncă nu sunt, știm că starea infrastructurii locale este nu deficitară, este de neimaginat în anumite localități și știm că acei copii practic nu au niciun fel de resursă pe care să se bazeze și care să îndemne cumva să meargă la școală. Discuția din platoul nostru continuă după foarte scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi și veți afla de la deputatul minorității rome informații despre bursele pe care elevii le pot primi în timpul școlii. Am revenit în studio, alături de mine este în continuare deputatul minorității rome, domnul Cătălin Manea. Domnule Manea, am discutat despre masa caldă, am văzut și care sunt problemele cu care copiii din comunitățile de rom se confruntă. Aș vrea să le spunem telespectatorilor legat de burse. Ce tip de ajutor mai pot primi copiii care merg la școală? Sunt mai multe tipuri de burse, nu știu dacă ele se cumulează. Poate da, informații. Pot fi cumulate, de pildă bursa de merit cu cea socială. Sunt copii ai căror părinți nu realizează venituri sau realizează venituri sub un anumit prag și atunci acei elevi beneficiază de bursă socială. Da. Acea bursă socială poate fi cumulată cu bursa de merit. Copilul învață, obține note bune sau calificative bune
Și vreau să vă spun că numărul beneficiarilor de burse a crescut considerabil de la un an la altul. E și aceasta o formă de sprijin, de susținere, și să spunem acolo. Este destul de important pentru familia respectivului copil, da? Evident. Dacă sunt copii cu probleme medicale, ei pot beneficia, așa prevede legea, și de bursă medicală. Deci, practic, dacă, hai să spunem, un copil are și o anumită problemă medicală, provine dintr-o familie cu venituri reduse și totuși vine la școală și nu are absențe, nu cumulează 15 absențe, el poate beneficia de 3 tipuri de burse care se cumulează. Repet, sunt măsuri binevenite, numai că părinții ar trebui să cunoască toate, să fie informați, toate aceste informații, iar în cazul nostru al comunităților de romi, noi, Partida Romilor, am făcut întotdeauna apel la importanța mediatorilor școlari, pentru că mediatorii școlari, acolo unde îi avem, fac această informare, adică e esențial pentru comunitățile din mediul rural, este esențial să avem încadrați la nivelul unităților școlare mediatori școlari, pentru că în fișa lor de post, printre alte atribuții, au și această atribuție, de data aceasta prevăzută expres în noua lege a învățământului, de a informa părinții copiilor de etnie romă despre beneficiile și prestațiile sociale, diferitele tipuri drepturile, de burse, da, drepturile pe care le au, pentru că nu de puține ori ne-am confruntat cu situația în care au venit părinți la noi, la organizația centrală sau... Nu. Noi am știut ce să le spunem, la organizația centrală sau la sediile sucursalelor noastre din teritoriu, să ne întrebe despre o bursă. Este lipsit de logică și de bun simț, adică prima informație ar trebui să o primească de la școală părintele. Dom'le, dacă, nu știu, la școală doar se afișează o informare. Părintele respectiv nu... Și părintele, nu știu, a citit sau nu a citit, sau sunt prea multe informări la acela vizier sau pe geamul de la secretariat. Aici este important, extrem de important, rolul mediatorului școlar. Pentru că el, cu aceste informații, trebuie să meargă din casă în casă, cunoscând situația fiecărei familii. Evident că îi poate informa pe oameni, îi poate ajuta în completarea documentelor de așa manieră încât să beneficieze de aceste drepturi stabilite prin lege. Poate și importanța modificărilor venite în contracte, da? Că părinții trebuie să vină la ședințe acum mai des. Și aici cade și... tot în sarcina mediatorului școlar, un alt tip de bursă tot de anul acesta a intrat, și copiii care urmează învățământ cu frecvență redusă, inclusiv programul de recuperare școlară a doua șansă, vor beneficia de bursă. Până în momentul de față, era clar și este clar pentru toată lumea că ca să poți beneficia de bursă, trebuie să urmezi învățământ la zi. Iată că modificarea pe care am propus-o în noua lege a educației, modificare gândită, lucrată cu colegii din Partida Romilor, este binevenită, pentru că aici știți că avem un număr foarte mare de copii care au întrerupt studiile, au întrerupt școala din motive obiective și care în continuare doresc să-și continue studiile, intră în acest program de recuperare școlară intitulat a doua șansă sau la învățământ cu frecvență redusă și pot primi, ca și elevii de la zi, bursă. Bursă. Domnule deputat, am vorbit despre abandonul școlar, dar în contextul sărăciei nu am atins, eu știu, un alt punct al acestui subiect legat de abandonul școlar după terminarea clasei a 8-a. Deci după clasa 8-a știm că foarte mulți elevi de etnie romă abandonează școala. Motivele sunt la fel, așa cum spunea și dumneavoastră, multiple. Însă, ce se întâmplă cu ei? Cum venim sau cum veniți în sprijinul acestor copii? De multe ori ei își ajută părinții, alții nu mai au bani să meargă la liceu că e prea departe liceul. Ce soluții vedeți în această situație? Ca acești copii să nu rămână cu 8 clase și să poată să își continue studiile. Este un fenomen mai mult decât îngrijorător. Partida Romilor l-a semnalat
de nenumărate ori. Noi l-am cumprins practica fiind o problemă care trebuie rezolvată cu prioritate, l-am cuprins și în programul nostru social, politic, cultural și identitar intitulat Rom pentru România. Evident că răspunsul la această problemă cel mai în măsură este Ministerul Educației să ni-l dea. În opinia mea, sunt convins că răspunsul este cumva un fel de învârtit în jurul cozii. Și de ce spun lucrul acesta? S-a discutat foarte puțin, ca să nu spun deloc, despre această problemă. Cei mai mulți dintre copii din mediul rural care termină clasa 8-a nu mai ajung în clasa 9-a la nicio formă de învățământ. Și motivele le cunoaștem în linii mari. Pe de o parte, știm că unitățile de învățământ din zona preuniversitară, licee, școli profesionale, le regăsim în orașele reședință de județ. Asta presupune că... Deci distanța poate fi... Distanța e de multe ori considerabilă. Că, nu știu, de județul Vaslui sunt distanțe... dintr-o anumită comună până la Bârlat sau până la Vaslui și de 50 și de 60 de kilometri. Vă imaginați că un copil care are 14 ani și care a terminat clasa 8 și care trebuie să meargă la Vaslui în clasa 9, da, a trebuit să facă naveta dus întors 100 de kilometri sau 80 de kilometri până la cea mai apropiată unitate de învățământ. Lucru destul de greu. Pe de altă parte, avem probleme... Adică și acei copii care ar dori să facă naveta nu sunt sprijiniți. Nu sunt sprijiniți. Faci naveta, la fel, ai nevoie de resurse. Nu e transportul gratuit. Transportul gratuit, și aici s-a creat o confuzie. Dom'le, transportul elevilor este pentru acei elevi pe care iei de la, dintr-un loc, dintr-o zonă a comunei și duci la unitatea de învățământ care de regulă se află la 3, 4, 5 km și îi aduci înapoi. Cam despre asta e vorba, dar nu există transport pentru copii, pentru acei copii care fac naveta 70-80 de kilometri dus întors. Nu sunt sprijiniți. Deci ar avea nevoie de transport, ar avea nevoie de bani, ar avea nevoie de pachet, mai mult decât atât. Sunt părinți cărora le-ar conveni ca acei copii să rămână la unitatea de învățământ într-un cămin. Nu există nici acele cămine. Și iată că tot ce v-am spus sunt tot atâtea motive care determină ca mulți dintre copiii din etnia noastră și nu numai să se oprească după finalizarea clasei a 8-a. Ar fi, domnule deputat, o variantă ca acești copii să se îndrepte către școlile profesionale, da? Deci către școlile de meserii. Eu știu, părinții îi îndrumă către astfel de instituții, ei își doresc că acolo învață o meserie. Nu îndrumă nimeni către școlile de meserii sau către învățământul profesional și dual, pentru că există o percepție deformată, abstractă. Mulți dintre părinți, dacă ar răspunde la întrebarea cum arată în opinia dumneavoastră o școală profesională, vor răspunde că să meargă copilul la școala profesională înseamnă să aibă halat albastru, plin de motorină, să fie copilul murdar pe față, cu șubler și cu ruletă aici în buzunar și murdar pe mâini. Mulți dintre ei au rămas cu imaginea școlilor profesionale de dinainte de 90 și pe fondul ăsta refuză să-și trimită copiii la școlile profesionale, neînțelegând, vă dau doar un exemplu, neînțelegând că, până la urmă, meseria nu că e brățară de aur, e puțin spus, e cel mai important lucru, să știi să faci efectiv ceva. Sunt meserii cerute, sunt meserii care, din păcate, nu mai sunt practicate, nu mai avem... Suntem în criză de muncă, de forță de muncă calificată. Totuși, copiii, cei care au posibilitatea să meargă către învățământul preuniversitar, și copiii și părinții lor optează către ruta teoretică. Toți vor să termine liceul, toți vor să obțină diplomă de bacalaureat, toți vor să meargă către unitățile de învățământ din sistemul superior, către universități, la final să aibă licență, diplomă. Dar nu există nicio garanție că atunci când vei obține diploma de licență, ai și un loc de muncă asigurat. Și aici
de vină nu sunt părinți. Părinții nu au informația în mod corect. Aici este tot o, hai să spunem, o carență majoră a sistemului educațional, pentru că consilierea și orientarea școlară a elevilor nu trebuie să facă cu 2 luni înainte de terminarea clasei a 8-a, cu 2 luni înainte de susținerea examenului de evaluare. Trebuie să-i pregătească trebuie să permanent, facă da, pe tot parcursul gimnaziului, din a 5-a, a 6-a, a 7-a, unde părinților li se poate prezenta o posibilă rută profesională, avantajele obținerii unei calificări de către copii. Așa că o soluție pentru problema abandonului la clasa 8-a sau după clasa 8-a în mediul rural poate fi evident învățământul profesional și dual, dar nu în unități de învățământ situate la aceeași distanță despre care vă vorbeam, ca liceele teoretice, nu, ci unitățile de învățământ din comunitățile respective, din localitățile respective, ele pot fi extinse la nivelul lor, se poate extinde învățământul profesional și dual chiar în acele unități școlare. De așa manieră încât copiii să nu mai fie nevoiți să plece. Dacă vor să plece către o unitate de învățământ situată în alt oraș, o pot face că nu le îngrădește nimeni acest drept, dar dacă părinții sunt îngrijorați că distanța e mult prea mare, să aibă posibilitatea, așa cum prevede de altfel Constituția României, că dreptul la educație e un drept constituțional, să-și termine cele 12 clase în comuna respectivă. Domnule Manea, n-aș vrea să încheiem emisiunea să nu atingem niște puncte importante respectiv despre mediatorii școlari. Știu că Partida Romilor Pro Europa și chiar dumneavoastră ați propus noi condiții de încadrare a mediatorilor școlari. Cum stăm la acest capitol? Sunt suficienți mediatori școlari? Nu, nu sunt suficienți. Pliază pe nevoile încă comunității? Încă avem nevoie de foarte mulți mediatori școlari. Tocmai mai devreme vă spuneam cât de important este să avem la nivelul unităților de învățământ din comunitățile de romi, să avem încadrați mediatori școlari. În lege, într-adevăr, în noua lege apar o serie de propuneri inițiate de organizația Partida Romilor, de mine, de colegii mei, de domnul președinte Păun. Mai nou, mediatorii școlari în comunitățile de rom pot fi încadrați și din rândul absolvenților de 12 clase, dacă urmează învățământ la zi, sau respectiv 13 clase, dacă urmează o formă de învățământ cu frecvență redusă, fără diplomă de BAC. Ăsta e un lucru bun. Ca un element de noutate, de anul acesta avem prevăzut în legea educației, tot ca propunere venită din partea mea și din partea colegilor din organizația Partida Romilor, faptul că în structura inspectoratelor școlare din toată țara vom avea un inspector școlar care se ocupe strict de problemele copiilor romi. Este o poziție distinctă față de inspectorul școlar pentru minorități. În cele mai multe inspectorate la această dată am reușit să avem, practic, să dăm acel, ca urmare a consultării, cum prevede legea, să putem să avem acei inspectori. Astea două elemente de noutate, faptul că putem încadra noi mediatori școlari în condiții mai facile decât le-am avut în trecut, lucru menționat expres în lege, și faptul că avem de anul acesta inspector școlar pentru pentru copiii care aparțin minorității rome, haideți să spunem că sunt niște realizări ale organizației noastre, ale Partidei Romilor, cu care venim tot în sprijinul comunității și în sprijinul în mod necesar al copiilor noștri. Domnule Manea, punem punct discuției noastre de astăzi. Aș mai fi avut un subiect de dezbătut, însă vă propun să-l lăsăm pentru ediția viitoare, când îi lansez o invitație specială și președintelui organizației, domnului Nicolae Păun. Sigur. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență, domnule și Manea, și mult succes în activitate. Mulțumesc asemenea și felicitări, că am înțeles că ați primit premiul la Festivalul de Film pentru documentarele pe care le-ați realizat. Mulțumim tare mult! Doamnelor, domnilor, aici punem punct discuției noastre de astăzi, însă emisiunea Rom pentru România continuă cu rubrica InfoRom. Vă invit să ne fiți alături și duminica viitoare de la ora 10, aici la postul B1 TV. Sunt Monica Cornea, iar până săptămâna viitoare, vă doresc toate cele bune!
În ultima săptămână de vacanță, copiii și părinții din sectorul 5 al capitalei au avut parte de o sărbătoare plină de culoare și veselie în aer liber. Filiala locală a Asociației Partida Romilor Pro Europa a organizat pe 1 septembrie acțiunea Bucuria de a fi copil, un eveniment desfășurat simultan în 5 parcuri de pe raza sectorului 5, la care au participat peste 1500 de copii. Ne aflăm în sectorul 5, în parcul Livezilor, aproape de Alea Livezilor, în apropiere se află școala 136, școala numărul 2. După cum vedeți, am venit în acest părculeț, ne-a ajutat și vremea, n-a plouat. Am făcut o acțiune pentru copii, în mare parte cei micuți între vârstele 6 și 12 ani. Și încercăm să-i atragem pe copii către mișcare, către socializare. E o acțiune venită în întâmpinarea lor, în primul rând, a celor mici. Cei mici s-au întâlnit cu eroi de poveste și personajele preferate din filmele de animație. Au avut parte de jocuri, spectacole tradiționale, demonstrații sportive, sesiuni de face painting, ateliere de modelat baloane, dar și popcorn, vată de zahăr și multe alte surprize. Momentele artistice oferite de elevii școlilor George Călinescu, Școala Generală numărul 2 și Școala Gimnazială numărul 134 au reprezentat atracțiile zilei, fiind foarte apreciate de public. Evenimentul a fost realizat la inițiativa președintelui organizației Partida Romilor, Nicolae Păun, cu sprijinul primăriei sectorului 5 și cu participarea membrilor organizației de tineret a Partidei Romilor. Astăzi ne aflăm în parcul de pe strada Iacob Andrei, în care am desfășurat acțiunea Bucuria de a fi copil și astăzi, așa cum îi spune și numele, chiar am văzut foarte multă bucurie, foarte multe zâmbete. Am avut și un stand special amenajat cu cărți, cu și despre romi, care i-au impresionat atât pe cei mici cât și pe părinți. Acestea au avut loc cu sprijinul domnului președinte Nicolae Păun, iar pe această cale îi mulțumim pentru că a făcut foarte mulți copii fericiți în această zi și cu sprijinul primăriei sectorului 5. Evenimente similare pentru copii și adolescenți, dar și acțiuni de susținere a elevilor din familii defavorizate, care au început școala, au fost organizate de Partida Romilor în mai multe comunități din țară. Oh.